Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai-10 iunie, după cum urmează: clasa a 6-a, pe 23 mai limbă și comunicare, pe 24 mai examen la matematică și științe. La clasa a 4-a, pe 30 mai limba română, 31 mai matematică, 2 iunie limba maternă. La clasa a 2-a, limba română, 6 iunie scris și 7 iunie citit. Limba română pentru minoritățile naționale scris și citit pe 7 iunie, examen la matematică pe 8 iunie, pe 9 iunie la limba maternă scris, iar pe 10 iunie cititul. Subiectele vor fi elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, anunță Ministerul Educației. Pentru clasa a 4-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale, administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a 2-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test, învățătorul, institutorul sau profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a 4-a și a 6-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Sălile în care se va susține evaluările naționale la clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a sunt sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi. Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților și reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.